Domnule Andrei Bodiu, iată, se vorbește chiar dinainte de 1990 încoace despre școala de literatură de la Brașov. Cum a putea să o defini? Care ar fi trăsăturile ei? Păi, da, e adevărat. Deci ea a pornit, sigur, aici este un moment fericit pe la începutul anilor 80, când în oraș locuiau și trăiau Alexandru Mușina, Gheorghe Crăciun, Vasile Gogea, Ovidiu Moceanu, Alexandru Țion și mulți alții, Paul Grigore, nu foarte mulți, dar foarte buni, și care ne-au încurajat pe vremea când noi eram adolescenți, la 16-17 ani, să învățăm, să deprindem o mulțime de lucruri. Sigur că esențială pentru noi a fost întâlnirea cu Mușina. Aici trebuie să fie pe strada Castelului, la Sandu Mușina acasă, probabil sărbătoream ceva, dacă ne luăm și după, deși sticla apare de apă minerală, dar nu, asta nu mai e de apă minerală. Acum, sigur, și biblioteca lui, în care circulam, de fapt, peste tot în lume, în tot universul și în toate disciplinele și în toate provinciile științelor. Deci suntem glocali, putem spune aici, nu? Și foarte ancorați în casa lui Sandu și în același timp, nu, în spatele nostru acolo se deschide tot universul minții și cunoașterii, universurile, de fapt. Prolog. Oare ce e mai important? Să scrii pentru oameni sau să trăiești între oameni? Atunci când voi cunoaște răspunsul la această întrebare, va fi oricum prea târziu. Acum, aș vrea numai să am o voce sonoră și adâncă. Grupul de la Brașov, cum suntem numiți, nu cred că ne-am pus noi această titulatură, nu cred. Are o poveste frumoasă și tristă. Frumoasă pentru că am început ca într-un film, așa, personaje tineri de 16, 17, 18 ani, într-o efervescență extraordinară, cu o dorință de a citi și de a scrie într-un fel sau altul, cu acest cult al prieteniei pe care l-am avut de la bun început, cu o pasiune teribilă pentru literatură, pentru toate lucrurile interesante și frumoase, nu numai pentru literatură, pentru film. De pildă. Cred că prima dată m-am dus acolo împreună cu Andrei și cu Marius. Noi eram colegi de clasă. După ce am dat examenul de treaptă, din trei clase a rămas una singură și eram printre supraviețuitori, printre cei 30 de supraviețuitori. Ne-a trimis doamna profesoară Cornelia Bularca să vedem cum e la un cenaclu de adulți, că exista și un cenaclu al liceului, dar nu l-am frecventat. Și am dat acolo peste Alexandru Mușina, Sandu, prietenul nostru, și peste Gheorghe Crăciun. Da, eu am ajuns acolo mai târziu, nu de la fondare, prin prieteni unor prieteni. Zic așa, aveam prieteni care aveau prieteni între colegii de la celălalt liceu. Eram la liceu Șaguna, Andrei, Simona și Marius la liceu Unirea, care era un liceu de filologie. După încă o săptămână, cred că ședințele erau duminica, eu veneam din orășelul meu, Codlea, așteptam autobuzul destul de mult și făceam efortul ăsta, am făcut efortul ăsta de câteva ori pentru ca să ajung la cenacul din Brașov. După o săptămână s-a nimerit să fie pe acolo și un băiat foarte înalt de la un alt liceu de mate fizică pe numele lui Caius. Și aveam să ne împrietenim și de dragul nostru el se va muta de la
liceul Șaguna, la liceul Unirea, unde noi eram elevi. Deci așa, prin tot felul de intermediari am aflat și sigur m-am mobilizat pentru că și interesele mele mergeau în direcția asta, nu exista altceva care să mă mobilizeze, să mă pasioneze în epocă și așa am ajuns acolo, așa l-am descoperit pe Alexandru Mușina și pe câțiva dintre ceilalți prieteni ai noștri, George Crăciun, bineînțeles. Dar am mai zis Vasile Gogea, l-aș aminti întotdeauna, pentru că o minte sclipitoare a fost și rămâne un maestru al gândirii concise și tăioase. Sau Paul Grigore, care a dispărut primul, de fapt, săracul dintre noi, în accident dubios la sfârșitul anilor 80, și care era un om pe cât de mic, așa, ca prezență fizică și fragil, pe atât de uluitor în erudiția lui. Da, legătura noastră cea mai puternică a fost fără îndoială cu Sandu Mușina. Poate și pentru că noi scriam poezie, George scria proză, la proză am ajuns mai încet. George, mă rog, deja să avea familie, doi copii, era mult mai greu să ne acomodeze într-o relație de asta așa boemă sau quasi-boemă, pe care ne-am putut-o permite cu Sandu Mușina, care, mă rog, și prin natura lui era mult mai convivial, deschis. Raporturile astea de la Cenaclu s-au mutat după aceea, nu sigur au proliferat și ne vedeam, mai ales acasă la Sandu, pe strada Castelului, nu? Care a intrat deja în mitologia grupului și a locului. Și discuțiile care se purtau acolo, într-adevăr, erau pe tot felul de teme. I-am spus-o și probabil nu... N-am să o repet niciodată unde a ajuns. Structura asta era mult mai aproape de ceea ce s-au numit în alte țări din Europa de Est colegii invizibile sau flotante. Da, sigur, acolo lucrurile erau cumva mai formalizate în informalitatea lor. Deci informalitatea se manifesta pe toate planurile. Și probabil asta a făcut și să absorbim mult mai intens ce anume o diversitate, de fapt, de perspective, de idei, că lucru foarte interesant pe care îl putem spune când ne uităm înapoi, e că, cum să spun, efectiv, în acest mediu la care ne-am conectat noi, exista o extraordinară curiozitate intelectuală, era realmente o efervescență. Oamenii erau foarte interesați să știe, să înțeleagă ce se întâmplă mai întâi într-o diversitate de domenii. Aici discutai și vedeai că poți să ai N interpretări despre cum funcționează societățile și sigur asta îți stimula și gustul de a înțelege societatea în care trăiești, de a o interpreta și a o reinterpreta, de a vedea toate cele 50.000 de nuanțe de gri, ca să zic așa, și de cenușiu în care trăiam în afara cercului nostru, în care eram scufundați, de fapt, cu bula asta a noastră. Thank you.
Despre Alexandru Mușina ce să spun? Că ne-a format, așa cum el a avut grijă de noi, niște adolescenți, vai de capul nostru, în societatea nenorocită în care trăiam, ne trăiam tinerețea, eu am grijă de ani de zile de studenții mei și mai ales de studenții care vin la cursurile de scriere creatoare și care își doresc să ajungă scriitori. Îi antrenez cum ar veni, cu toată generozitatea aceea pe care am văzut-o la Alexandru Mușina și cu grijă și cu seriozitate. Și uite, și asta am moștenit de la el. El avea mult umor, era haios, ne făcea să râdem, uneori cinic, uneori sarcastic, uneori sardonic. Eu am preluat de la el seriozitatea. Avea o seriozitate atunci când se ocupa de lucrurile lui și nu când era în societate, unde era histrion și mai departe. Latura asta mai umbroasă a lui, care însemna concentrare, gravitate, chiar seriozitate. Și Marius este o combinație așa foarte interesantă și uneori fascinantă de pragmatism, are de o relație foarte, foarte concretă cu lumea, de capacitate extraordinară de a se orienta în lume și de a supraviețui. Numai că era el arheolog și umbla pe coclauri și găsea tot felul de cioburi, dar se ducea până munți, dormea până corturi și până tot felul de alte locuri de genul ăsta. Se auto-întreținea în forme unor foarte aventuroase. Deci e foarte capabil să aibă o relație, să întrețină o relație intimă și lucrativă, eficientă cu lumea imediată, cu viața imediată. Și în același timp este un fantast, așa, e cel mai înclinat dintre noi către experiențe de astea mistico-extatice. Poemul lui, unul dintre cele mai largi, așa, dezvoltate, ample din tinerețile noastre, Dulce cântând, așa, este un fel de chestie asta care pleacă din lumea urbană cu toate încarcerările ei și parcelările ei și tot se circulă până natura cosmică în forme care trebuie să-i facă foarte fericiți pe ecologiștii și ecocriticii de astăzi, da? Asta îl făcea pe Marius absolut și îl face, de altfel până astăzi, o combinație absolut, absolut specială. Cred că dacă s-ar fi născut în altă epocă și în alt loc, ar fi putut să scrie el Walden ăsta lui Henry David Thoreau, nu, în acea celebră carte despre cum să trăiești singur în pădure, cum să supraviețuiești în mijlocul codrului verde, ca să spun așa, da. Debutasem la Cenaclu de luni. Mi-aduc aminte și acum acel debut. Am fost mai întâi doar Caius, Andrei și cu mine. Simona a citit ulterior. Și s-a întâmplat atunci ceva, noi am luat-o drept o chestie firească. După lectura noastră, cei prezenți, și erau foarte mulți, au aplaudat. Și apoi Nicolae Manolescu ne-a spus, ceea ce ne-a umplut de mândrie, că la Cenaclu nu se aplauda și nu se aplaudase până atunci. S-a întâmplat în 82. Eu eram în clasa 11-a, coleg de clasă cu Andrei. Caius era în clasa 10-a, încă la liceul Șaguna. Apoi a dat treaptă și am fost colegi la Unirea, el cu un an mai mic. Și am fost chiar foarte mândri de debut. A fost cumva spectaculos.
Deci, programarea la ședință ne-a făcut-o Sandu, vorbind cu Sandu Mușina, vorbind cu cei de la București, cu Manuelescu, presupun, și ne-a sunat și ne-a întrebat dacă putem în data de să mergem la București, că ar fi bine că putem citi atunci. Am chiulit, nu a fost o problemă, nu, asta era neapărat un impediment pentru noi. Dacă era vorba să venim să citim la Cenaclu de Luni, care atunci se bucura de un prestigiu enorm în lumea literară și era perceput și drept o oază de opoziție așa la adresa regimului, deși ședințele aveau loc la Casa Studenților Grigore Preoteasa și sub auspiciile OASCR-ului, dar asta era o formalitate. Ceea ce se întâmpla acolo depășea cu mult. M-am și mirat că a fost lăsat să funcționeze atâta vreme acest cenaclu. Alexandru ne-a pregătit pe toți trei pentru descinderea la Cenaclu de Luni. Noi ne-am certat înainte să plecăm spre București, pentru că ne certam destul de des. Că nu era totul o armonie, miere, armonie, nectar. Nu, tocmai că eram foarte exigenți, eram radicali și raporturile dintre noi nu erau numai de tandrețe. Poate era și o competiție, habar n-am. Eu vedeam lucrurile puțin altfel, eram singura fată din grup. Nu era ușor să fii o fată într-un grup cu niște băieți care erau niște personalități puternice. Și ne-am certat, vine să zic ca de obicei, și am refuzat să merg la București cu ei. Sigur, a fost o decizie aiure, am suferit, nu trebuia. Puteam să ne împăcăm rapid, cum se întâmpla de fiecare dată, dar am fost încăpățânată și n-am vrut. Mergeți voi. Și au fost. Și când s-au întors, m-au rugat, m-au implorat în genunchi, glumesc, să vin și eu și că să fim împreună. Actorii principali de acolo, prietenii, comilitonii lui Sandu, erau pentru noi așa niște eroi de film sau un fel de vedete pop, pentru noi probabil vedetele rock, să spunem, ale generației noastre, nu erau nici pe departe atât de importante. Andrei era dintre noi cel mai erudit în materie de rock și pop, ca să zic așa. Ceilalți aveam gusturi mai așa, zicem, aleatorii, n-aveam o orientare sistematică, așa cum avea Andrei. Dar pentru noi, adevăratele vedete pop și rock erau, de fapt, poeții generației 80, Cenaclului de Luni, și mai departe, sigur, după ce am descoperit pe poeții germani din România, și evident asta alături de alți poeți de pe alte meridiane care intrau tot în această mitologia noastră de grup și făceam o conexiune din asta transatlantică așa foarte bruscă de la Cenaclu de Luni până la Frank O'Hara și la Charles Olson și așa, nu peste, și la Allen Ginsberg, să spunem. Nu? Noi le puteam mixa în imaginar, geografiile arată altfel, nu? Decât geografiile simbolice sunt altele decât cele de pe hartă, decât geopolitica propriu-zisă. Ok, așa că, sigur, când ideea de a merge acolo era o provocare și în același timp, cum să spună, suna un pic inhibant, fără îndoială. Pe măsură ce am intrat în concretul experienței, cu toată deplasarea, cu toate hârâielile ei, cu glumele dintre noi și așa, cred că ne-am mai relaxat. Se desfășura Cenaclul de Luni, care era așa un fel de fenomen contracultural așa de anii 60, de un fel de flower power adaptat la condițiile românești, dar în același timp și foarte ciudat, pentru că sensibilitatea asta flower power în vest însemna foarte mult comună, hipiotă, întrajutorare, toți suntem frați, pe când aici atmosfera flower power se combina cu
un spirit de competiție acerbă între ei, nu? Când citeau și se criticau și care e mai bun și topuri și chestii de astea. Era așa o sinteză, un fel de capitalism poetic flower power în același timp, da? Și deci în spiritul ăsta am intrat și noi și era așa ceva între o experiență de asta de anii 60 de comună veselă și așa în care puteai să spui tot ce îți trece în cap și atmosfera de salon, cred, în secolul XVIII, nu? Unde fiecare trebuia să vină și să sclipească, să vină cu o vorbă de spirit și da. Deci era așa o chestie care trecea dincolo de timpuri, un caleidoscop temporal foarte interesant. Mă rog, sigur, nu percepeam așa atunci. Acum, de la distanță, pot să-mi explic altfel fascinația pentru momentul ăla. Deci ne-am dus noi trei, ne-am relaxat total și prin faptul că, într-adevăr, am... datorită drumului și tensiunii și așa asupra stomacelelor noastre încă tinere, nu? S-a exercitat presiuni foarte mari și a trebuit să căutăm acolo, cum se spunea în epocă, grupul sanitar care arăta cum arăta, mă rog, în toate instituțiile publice, nu era locul pe care îți doreai neapărat să-l vizitezi, mai sunt într-o casă de cultura studenților, nu? Pe vremea aia nu se prea investea în întreținerea unor asemenea locuri și ideea că există hârtie igienică la dispoziție era de science fiction, nu? Deci nu, la hârtie igienică stai la coadă cu orele. Așa că, neavând noi încotro, a trebuit să vedem ce poeme mai aveam în plus, de ce ne puteam lipsi ca să ne ajutăm între noi frățește, nu? S-a dovedit încă o dată că poezia face parte din viață și uneori ajută existența noastră în sensul cel mai propriu, ca să zic așa. Nu știu ce ni s-a întipărit fiecăruia din creația celuilalt în acele momente, dar cert e că cumva cred că asta a contribuit la un fel de relaxare psihică și când am intrat acolo, cred că mai aveam așa inhibiții, așa că astea... performance-ul pe care l-am montat noi acolo, cred că a fost un pic ad hoc. Ne gândisem noi un pic, aveam un poem pe două coloane și a fost chestia asta de inspirație. Că am vorbit cu Marius și trebuia să citim în același timp, așa încât nu se mai înțelegea nimic din ce citea fiecare, dar efectul combinat era interesant, să spunem. Și cred că ăsta a fost clue, chestia care i-a făcut pe spectatorii noștri să uite de poate alte limite și hibe și naivități ale textelor noastre și să ne aplaude. Era patriarhul Manolescu, îl rețin pe Radu Călin Cristea, îl rețin pe Ion Bogdan Lefter, Cristi Teodorescu, Florin Iaru a fost unul dintre cei mai în vervă și încântați dintre cei prezenți în sală. Mariana Marin, de asemenea, a fost prezentă și a fost foarte elogioasă la adresa noastră. Au dispărut, ca să zic așa, barierele de vârstă. Ne-am simțit foarte în gașcă și foarte la locul nostru acolo. N-am avut niciun fel de inhibiții. Caius avea un poem care la un moment dat a fost citit într-un fel de duet cu Andrei Bodiu. S-a iscat chiar un fel de foșnet, murmur, era ceva neobișnuit. Știu că parcă era și ceva ca un soi de cântecel în poezia asta. Amintirile îmi sunt un pic încețoșate. Rămâne doar un sentiment, așa, când mi-aduc aminte de acest debut, ca de unul dintre cele mai frumoase momente ale vieții. Știam foarte bine cine suntem și veneam ca niște învingători. Deja veneam, ca să zic așa, să ne culegem cu luna de lauri după un război câștigat, după un pariu câștigat cu poezia. Adică noi eram foarte încrezători în sine la momentul în care am venit să citim. Această încredere în noi ne-o dăduse Sandu. Sandu în primul rând, dar și ceilalți.
ajunsesem la o conștiință de sine a poetului, ca să zic așa, și la o asumare destul de serioasă a poeziei. Personal, în ceea ce mă privește, priveam poezia ca pe o, și ca pe o salvare în plan personal, ținând cont de rigorile trăite în acele vremuri. Ca un refugiu, un loc de refugiu, un loc călduț în toată acea atmosferă apăsătoare, rece și sortidă a anilor 80. Și la a doua noastră întâlnire, Nicolae Manescu m-a pus la punct, așa mi-a corectat un titlu, aveam un poem care folosea titlul lui Mallarmé, la poemii Did in Fon, pe care scrisem greșit, Fon era cu E la mine și nu trebuia să fie, și Manolescu m-a pus la punct în public pe chestia asta, având perfectă dreptate. Da, și sigur, am suferit teribil. Și așa îmi amintesc că și Doru Mareș, care era atunci coordonatorul Cenaclului, așa cu... Când sunt prietenii, așa vin la tine să spună, dar parcă-ți mai răsucesc cu atăcuțitul în rană, mă, ce ți-a făcut, domn profesor? Da, sigur, m-a umilit, dar... Dar a avut dreptate și mi-a prins bine, dar pe de altă parte mi-a prins bine și pentru că am înțeles că nicio autoritate, oricât de extraordinară și respectabilă, nu e infailibilă, fiindcă și mai ales că o dăduse în bară la accentul de la apre, pe care eu îl pusese în corect, dar el mi l-a corectat și l-a pus invers. Dar fără îndoială, asta nu știrbește cu nimic autoritatea critică, autoritatea lui critică. Și fascinația pe care până astăzi, când nu mai e printre noi, dar o exercită, și Pavlov va exercita și în viitor. Deci au fost cele două întâlniri de la Cenaclu de luni. La prima, Andrei, Marius și cu mine, nu am făcut show-ul ăsta. A doua oară când am revenit, marea descoperire a fost Simona. Am citit și noi acolo, dar cu adevărat, să spun, emulația și frisonul l-a trezit poezia ei. Au venit a doua oară cu mine, mi-aduc aminte perfect drumul, trenul ăla mizerabil până la București, întoarcerea, noaptea, într-un tren întunecat, nu era lumină deloc. Și ce om fi vorbit noi 4 ore dus, 4 ore la întoarcere. Îmi pare așa de rău că n-am ținut, că nu țin jurnal. Măcar atunci aș fi putut să fac, să notez câte ceva. Nu mi-aduc aminte despre ce vorbeam. Despre poezia americană, despre american, probabil despre 85, despre Hugo Friedrich, despre structura liricii moderne, despre cartea lui Foșrou, despre poezia americană, eu știu, despre teoria literaturii, despre Kant. Uite, da, prima noastră discuție atunci când l-am întâlnit pe Caius a fost despre Kant. Mi-aduc aminte perfect, eram într-o cafenea și văd ceștile alea groase, albe, de faianță, cu un cerc albastru. Și noi stăteam de vorbă despre Kant, pe care îl citise și Caius, îl citeam și eu. Ba, eu îl citeam la orele de literatură română pe sub bancă și doamna profesoară a văzut că nu sunt atentă și a venit lângă mine, nici n-am observat. Dar ce faci? Nu ești atentă, vorbim despre Rebreanu. Ce citești? Iertați-mă, încerc să înțeleg ceva din ce scrie Kant. Și doamna profesoară a spus, ia te rog să poftești să vorbești despre ce citești, despre Kant. Și am vorbit, nu știu, vreo jumătate de oră, incredibil acum. N-aș putea să fac asta nici 10 minute. Da, și-au venit cu mine, am avut succes, evident, dar nu țineam la poeziile alea absolut deloc. Le-am și lăsat acolo, le-am abandonat. Erau primele mele poezii scrise după întâlnirea cu băieții, ca așa niște dubioșenii, ca tot adolescentul de 15-16 ani, produsesem și eu. Dar prima trezire s-a petrecut după ce am intrat la treaptă în clasa 11, a fost prima trezire. Și apoi, în cascadă, mai multe treziri. Când am intrat la facultate, în primul an, al doilea an, al treilea an, al patrulea an, până ziua de astăzi se tot petrec, da? Dar atunci erau chiar primele poezii, îmi dădeam 2 bani pe ele. Nici nu mă consideram, nu eram deloc sigură că o să scriu literatură sau că o să scriu literatură, că o să scriu poezie. Că eu începusem să scriu un roman prin clasa 8-a
și mi se părea interesantă proza. Nu-mi plăcea poezia. Până târziu la liceu, nu mi-a plăcut poezia. Mi se părea ceva foarte prăfuit și foarte neplăcut și de nefrecventat, cel puțin așa cum era ea înțeleasă la școală. Da, apoi i-am descoperit pe americani. În momentul în care am descoperit pe Ezra Pound, T.S. Eliot și pe toți ceilalți în antologii, atunci gata, s-a făcut lumină în sat. Și apoi Vânt potrivit până la tare și apoi pe 80-iști totul s-a schimbat, dar poezioarele acelea le-am abandonat. Numai că eu am uitat că îi dădusem niște copii la Indigo și lui Alexandru Mușina și m-am trezit după niște ani în antologia generației 80, Hodoron Tronc. Pentru că apăruse Aer cu Diamant, apăruse 5, nu 2 volume colective care au marcat anii 80, prima parte a anilor 80 și deja, mă rog, ne simțeam și noi îndreptățiți să ieșim, tot așa ca grup, și Sandu Mușina ne-a și încurajat foarte serios în direcția asta. Exista o editură în România la care puteai să publici în regie proprie, cum se spune, adică pe banii tăi, editura Litera. Și acolo am discutat cu un responsabil, nu știu ce era exact, era, cum se cheamă, nu editor, astăzi am spune editor, dar... mă rog, redactor, era redactor, da, la editura Litera, un funcționar, să spunem așa, care ne-a lămurit, mă rog, nu mi-l amintesc vag așa, un personaj uscățiv și deci nu era genul ăla activistul troglodit și brutal, că întâlneai destui și de tipul ăsta. Era din celălalt, care înțelegea jocurile, dar știa foarte bine cum pe ce bec să nu calci, ca să zic așa, și că nu era momentul și că nu se puteau risca, mai ales că după apariția celor două antologii, Aer cu Diamante și 5, nu, care fuseseră foarte bine primite, inclusiv la Europa Liberă, deci posturile care emiteau înspre România din lumea liberă, în română. Spun asta pentru că nu putea să vorbim unui public care nu mai are toate datele istorice ale problemei. E, și receptarea asta pozitivă în lumea liberă, sigur că a creat suspiciuni masive din partea organelor superioare de îndrumare culturală și atunci probabil și editura era mult mai atent supravegheată și deci trebuia să-și supravegheze mișcările. Da, vreau să spun că pretextul sub care am fost respinși a fost unul destul de ridicol. Nu că asta nu e poezie, că o poezie trebuie să aibă metafore, adică la ne trata de parcă eram niște tâmpiți care abar n-aveau, care s-au apucat așa să scrie și ei, de ce pățesc ei, cum mănâncă, umblă, se scobesc în nas, se scarpină în cap. Adică, și habar n-aveți voi, poezia e, de fapt, e altceva. Și asta a fost într-adevăr iritant și cum să spun, jenant, penibil. Aș vrea să spun că între noi n-a existat vreodată, sau n-am perceput eu, dar n-am simțit și n-a fost vreodată un soi de competiție, care scrie mai bine sau care... Fiecare își găsise cumva locul lui și ne admiram sincer reciproc. Deci nu a existat vreun moment de că eu sunt mai tare, tu ești mai... Eu personal îl socoteam cel mai bun dintre noi, cred că i-am și spus-o atunci, pe Caius. Caius citise un poem uluitor cu care a debutat la Cenaclul 19, intitulat Baia de tablă. Poem care a încăput și el, ca și altele, pe mâna securității,
De unul, unul a dispărut cu totul. Caius n-a mai putut să-l refacă niciodată. Se numea Men Like Gods, după Wells, după romanul lui Wells, Oameni ca zei. Și era un lung poem, foarte lung, de vreo 10-12 pagini, despre canalul Dunăre Mare Neagră. Pornind de la niște scrisori trimise de un bun prieten de-al lui, Gabriel Găman, care, ca utecist, elev utecist, fusese trimis pe un șantier al canalului. Era absolut impresionant acel poem epic și, din păcate, s-a topit în malaxoarele securității. Am mai scris un poem care s-a bucurat de un larg succes pentru că l-am citit la Galați, unde se făcuse o tabără de literatură, cred că eram prin anul 3 de facultate, a venit și Andrei de la Timișoara, pe care l-am scris noi trei, deci Caius, Andrei și cu mine, la trei mâini. Un poem la trei mâini era un fel de istoria literaturii române contemporane, în care îi luam la refec pe toți. Se numea Trei îngeri cu fața murdară sau Bubuituri la calafat. Era hazliu, dar era totuși o poezie. Din păcate și acel poem pe care l-am păstrat la mine a dispărut tot în împrejurările anchetei din 1988, nu pentru că mi l-ar fi luat securitatea, dar tatăl meu a făcut foarte curat în manuscrisele mele, adică și între fotografiile mele, din acest motiv există și atât de puține fotografii cu noi din perioada respectivă, pentru că tatăl meu mi-a golit pur și simplu sertarele la gunoi. Eu fiind un fel de fotograf al grupului la vremea respectivă, aveam foarte multe fotografii împreună și cu diverse ocazii făcute, inclusiv vânzând flori alături de Alexandru Mușina în piața din fața uzinei de armament de la Tohal. Nu mi-aduc aminte cu exactitate decât de faptul că a fost un consens, adică li s-a părut lor cel mai potrivit, nu l-am propus eu. Și a fost o discuție foarte scurtă în legătură cu asta. Toți au fost de acord. Eu m-am simțit, bineînțeles, mândru de faptul că un poem al meu va da titlul antologiei. Știu că noi pregătisem antologia, o aveam practic gata în momentul în care a apărut 5, dar nu aveam bani ca să o putem publica încă. Mi-aduc aminte că trebuia să punem cam câte 1000 de lei de fiecare, ceva de genul ăsta. Și nu, eram studenți, nu prea ne dădeau bani afară din casă. În cele din urmă am adunat banii și oricum 5 apăruse. Antologia noastră, nu știu dacă era deja predată la editura Litera, în orice caz era gata. Debutasem în 1985, mi se pare, la Dialog cu un grupaj de poezii. Ca grup eram prezentați atunci de către Nicolae Manolescu, care ne-a ușurat acest debut și căruia îi datorăm faptul că am ajuns destul de repede receptați în lumea literară ca urmași direcți, deci de filiație directă din generația 80. Noi nu ne socoteam neapărat niște 80-iști, ci grupul de la Brașov. Așa, o aripă distinctă, nu dizidentă neapărat, pentru că aveam cam aceeași filozofie a poeziei, să zicem, dar voiam să fim cumva individualizați. Eu aveam mașină de scris, încă din clasa 10-a părinții făcuseră economii și la insistențele mele îmi cumpăraseră o mașină de scris chinezească și făcusem propria editură, editura Furnica se numea și scoteam din astea A5 cu, din foia 4 capsate, mici volumașe de poezele și ilustrate cu poeziile mele, bineînțeles, în primul rând. Făceam câte 4-5 exemplare. Mai am o colegă care are, colegă de liceu, care păstrează mai multe din
din aceste mici samizdaturi, așa, care apăreau în 5-7 exemplare. De obicei foloseam volumașele astea ca să vrăjesc galici. Deci ne cam împărțeam. Pauză de respirație face acele poezii, fac parte dintr-un grupaj mai lung intitulat Despre tristețe, pe care l-am scris în 1988, în împrejurările anchetei la securitate, în toamna anului 1988, mai precis, când eram deja profesor la Vulcan, la școala gimnazială din comuna Vulcan, lângă Brașov. Există câteva trăsături specifice ale acestei școli brașovene, adică trăsături pe care le-ați preluat de la vechea generație, pe care le-ați dezvoltat, le-ați dus mai departe și pe care le-ați transmis discipolilor. Există, de exemplu, în poezie, asumarea unui anume radicalism față de realitate, prezența pregnantă a personalității aului biografic, decupajul, hai să spunem așa, fotografic al realității. Mașcrismul, da. E, de fapt, o contracție, se pare că inclusiv un dintre congenerii noștri sau prietenii apropiați au uitat chestia asta. Este o contracție. Evanghelie vine de la ca și cum aș scrie. Ăsta era titlul unui poem. Și, de fapt, spune exact, la modul explicit, spune exact inversul a ceea ce, de fapt, vrea să implice. Pentru că ca și cum aș scrie, înseamnă că e ca și cum mai vrea să transform tot un scris, ca și cum realitatea ar trebui să devină mai degrabă scris, ca și cum scrisul se află așa în filigranul a ceea ce trăim noi în imediat, în concretețe. Ori sensul era de fapt invers, adică noi vroiam să spunem că nu mai avem de chef așa de totul ce e gata scris, ce pare gata scris, că de fapt vrei să te extragi din asta, că de fapt vrei să depășești asta, că viața, concretețea, realitatea experiențelor noastre, a lumii, a relației cu obiectele și așa, toate chestiile astea sunt mai importante decât abstracția și decât scrisul în sine. Deci era un mod de a întoarce și de a suci lucrurile. Probabil că de asta s-a și contras de la cum ca și m-aș scrie, m-aș scris. Da? M-aș scrie, asta e, presupun, o ezitare, adică da-ți vine să scrii pentru că nici n-ai cum altcumva să conservi experiența, dar îți rămâne și senzația că în momentul în care începi să scrii și să o pui pe hârtie, se pierde aura ei, da, deja mereu se pierde ceva. Mă rog, o veche problemă a umanității, da, pe care, iată, oricât ar părea de ciudat, nici noi n-am reușit să o rezolvăm, da? Dar măcar cred că exprimam prin această formă mașcrism ăsta, exprimam conștiința sau nu, chiar într-un mod difuz, dar exprimam conștiința acestei ambiguități și acestui clar obscur în care condiția noastră ne obligă să ne situăm, condiția noastră de ființe umane. Eu cel puțin am mai descoperit tot timpul și alte nuanțe. Am spus-o mereu că mi-a sunat ca acest termen din franceză, mâchoire, care înseamnă maxilarul inferior, fără maxilarul inferior, și sigur exprima așa un fel de îndârjire, da, în raport cu, mă rog, ce puțin în raport cu literatura și cu toate inerțiile limbajului. Era și un fel de a te îndârji, să treci peste ceea ce nu se poate exprima, pe ceea ce este greoi, gongoric, afectat, pompos,
pretențios, cum vreți să spuneți, pe lângă toată încărcătura asta ideologică, limbă de lemn și alte chestii. Nu? Deci senzația asta că trebuie să străpungi prin toate chestiile astea ca să ajungi la o la oarecare autenticitate a limbajului, nu? Și deci să muși din ele, ca să zic așa, nu? Să-ți faci drum ca viermele prin măr, să zicem așa, nu? Dar invers cumva. Deci asta era o sugestie. Și chiar dacă ne limităm la nivelul ăsta al purei sonorități, e greu să zic eufonie, pentru că eufonie înseamnă să sune frumos. Ori aici hazul era tocmai că nu suna frumos în sensul convențional, nu era ceva care trebuie să sune oarecum scrâșnit. Da? Și poate asta sugerează și faptul că simțeam totuși că trăiam într-o lume în care este una a scrâșnirii dinților, cum să spunem, vocabularul ăsta mai religios-teologic. Nu? Deci o lume marcată, de fapt, de suspiciune, de rău, de prostie și brutalitate, nu? Că trăiam totuși într-o tiranie. Foarte pregnante sunt secvențele cu fiecare în parte. De pildă, eu și Andrei stând unul lângă altul, tăcând după ce tatălui Andrei murise tânăr. Ca și Andrei, de altfel, pe la 50 și un pic de ani, Andrei a murit la 49. Eu cu Andrei în clasă, am fost colegi cu Marius și cu Andrei în aceeași clasă, cu Andrei venind spre mine cu sandvișurile lui extraordinare făcute de mama lui și totdeauna unul era pentru Simona. Andrei conducându-mă pe mine de fiecare dată la sfârșitul orelor la autobuzul pe care îl luam spre orășelul meu Codlea. Sau la autobuzul care mă ducea spre autogara, de unde eu luam rata autobuzul spre Codlea. Marius venind la mine și rugându-mă să-i fac tema la franceză. Marius cu mine stând la fereastră, lipiți de calorifer și vorbind despre cât de inutilă este viața și că poate ar fi cazul să o părăsim. Eram puțin cam, da, chiar vorbeam serios despre lucrurile astea, norocul nostru cu Caius și Andrei, care erau haioși și luminoși. Noi eram destul de deprimați, eram deprimații grupului, o vreme. Și apoi Andrei a fost deprimatul grupului și poate Caius cred că nu, niciodată. Eu și Marius care îmi spune, dacă vrei data viitoare să fac și ție rost de o brățară dacică, ți-o dau de ziua ta. Nu știu, Caius, suntem într-o tabără și mi-aduc aminte cum aș fi vrut foarte mult să iau un măr, un măr roșu extraordinar de frumos într-un copac și nu ajungeam, mă tot chinuiam și Caius este cu două capete mai înalt decât mine și l-a luat așa ușor și mi l-a dat mărul, așa simbolic. Nu știu, ne-am întors din tabără cu păduchi,
Eu și el, s-a speriat mama lui, lucruri de genul ăsta. Și Ona Popescu era cea mai iubibilă membră a grupului. Andrei era cel mai bun fotbalist al grupului. Caius era polemistul riguros al grupului, iar eu eram arheologul grupului, pentru că na, și Sandu era mentorul acestui grup pestriț de tineri, fiecare cu o individualitate bine pronunțată. Simona era tot timpul cu Bașlar. Andrei era tot timpul preocupat încă din clasa 11-a să se pregătească ca nu cumva să rateze din prima intrarea la facultate, de să intre din prima, pentru că trecuse prin împrejurări tragice, tatăl lui murise în urma unui infarct neașteptat și el mai avea un frate mai mic, o soră mai mare, deci doi frați mai mici, o soră mai mare, și dacă n-ar fi intrat, ar fi fost o problemă pentru familie să... Așa a intrat, a intrat bine și a intrat și cu bursă, deci... Dar nu era un tocilar, era un tocilar de departe. Avea însă un program ceva mai riguros. Eu eram cel mai indisciplinat membru al grupului. Caius avea niște părinți foarte grijulii cu el, însă fără să fie dominatori. Un tată foarte bun și blând, o mamă ceva mai exigentă, dar totuși înțelegătoare. Și cum să spun, la noi și familiile noastre, deși nu s-au cunoscut, acceptau fără niciun fel de rezerve întâlnirile noastre, când la unul, când la altul. Ne priveau cu mare simpatie și părinții Simonei și părinții lui Caius și mama lui Andrei, deci eram la ei ca acasă, ei la mine la fel, ca acasă. Mi-aduc aminte că la un moment dat mama lui Andrei a plecat într-un concediu vreo 2 săptămâni și atunci m-am mutat de-a dreptul la Andrei și când, pentru că noi eram doi deja, mâncarea lui s-a sfârșit, ce-i lăsase mama lui ca rezerve, ne-am dus la mine acasă după ce am vorbit cu mama la telefon și mama era schimbul 2, ne-am dus pur și simplu și am luat o oală mare de ciorbă și am mutat-o la Andrei acasă. Că nu ne vedeam, sigur, numai la Sandu, adică Marius are dreptate aici, noi ne întâlneam și pe la fiecare acasă și, mă rog, și în alte locuri din oraș. Dar ne vedeam și la Andrei, și la Marius, și la mine, și la Simona, care Simona stătea la Codlea, în apropierea Brașovului, deci ajungea un pic mai greu, dar ajungeam și la ea, măcar ca să ne sărbătorim când era cazul. Au venit băieții odată de ziua mea la Codlea, la părinții mei, unde locuiam, și eu aveam febră, 40 de grade, foarte bolnavă. Și au fost așa de drăguți că Andrei a venit cu un disc Pink Floyd și am pus discul și ascultam Pink Floyd și o vreme era tăcere totală, doar ascultam muzică și tata a făcut un sacrificiu extraordinar că aveam în casă un cinzano pentru doctori. Nu puteai să mergi la doctor fără ceva, un cinzano, whisky făcut rost, cine știe cum, sau un pachet de țigări, sau un săpun, fa, te duceai la doctor cu săpunul fa. Mă rog, și-a luat tata sticla aia prețioasă de cinzano și ne-a dat-o nouă. Am băut cinzano, am ascultat Pink Floyd, am râs, am vorbit, când au plecat, febra dispăruse. Mă rog. Nu știu de ce toate discuțiile dintre noi îmi apar cumva în siajul primei noastre întâlniri în fața casei de cultură a municipiului, ca petrecându-se într-o atmosferă pâcloasă de
toamnă târzie, prime zile ale iernii, așa cum a și fost prima noastră întâlnire acolo. Nu mi-aduc aminte decât de niște episoade ceva mai solare care s-au petrecut în tabăra literară de la Dărmănești, unde noi am ajuns când eu și Andrei și Simona deja terminasem liceul, eram în ultima vacanță de vară a liceului, intrasem la facultate, deci eram semi-studenți. Știu, și acolo la Dărmănești am avut niște necazuri, că noi fiind, ne-am ținut așa în continuare ca grup, așa am și citit acolo la cenaclu taberei, dar eram una dintre activitățile pe care trebuia să le derulăm noi în cadrul acelei tabere de creație a fost și să facem o emisiune radiofonică la stația radio a taberei. Și noi ne-am lipit de un băiat de la București, Adrian Ilie, și de încă unul de la Cluj, al cărui nume îmi scapă, și eram detașamentul numărul 9, mi se pare. Și emisiunea noastră a fost atât de interesantă încât a venit și un tovarăș de la Securitate de la Bacău să o asculte și să-și dea cu părerea. Mi-aduc aminte că mai era și Sorin Matei cu noi acolo, am făcut, mi-aduc aminte că am râs în lacrimi la un interviu realizat de Andrei Bodiu cu Sorin Matei, Sorin Matei fiind omul din Atlantis. Și răspunsurile omului din Atlantis la întrebările, ținând inclusiv de actualitatea din România, de marile realizări, de nu știu ce, erau niște bolborisituri într-un pahar cu apă pe care Andrei îl ținea la gură în loc de microfon. Și, mă rog, erau chestii de genul ăsta. Mi-aduc aminte că din emisiunea pe care am difuzat-o noi la stația radio, la un moment dat era o rubrică din înțelepciunea tovarășului Mao Tse-dun, și în care fiecare rostea câte o sentință din această înțelepciune, de genul nu poți să urci pe o scară fără trepte, sau așa mai departe. Deci, ăla a fost un moment plăcut. Aveam o fotografie foarte frumoasă din această tabără de la Dărmănești, din păcate a dispărut și ea în împrejurările pe care le-am amintit, cu noi patru pe o bancă. Una dintre puținele fotografii ale grupului. Mircea Martins a jucat un rol foarte important, esențial pentru noi când am venit la București. Cenaclul de Lună nu mai exista, destinația firească, aproape obligată, zice franțuzul, era cenaclul Universitas, care era așezat sub autoritatea intelectuală și morală, spunea lui, a criticului istoricianului literar Mircea Martin. Și relația cu Mircea Martin, cred că a fost extrem de importantă. Simona și cu mine, mă rog, am participat așa consecvent la Cenaclu Universitas. Marius, care e student la istorie, venea cu intermitențe. Acum nu știu dacă numai istoria neapărat și arheologia îl țineau departe. Cred că avea și o grămadă de alte preocupări mai omenești care îi umpleau timpul. Și deci nu era neapărat, nu simțea neapărat nevoia să meargă tot timpul la cenacluri. Îi se părea că viața, palpitația ei, așa, de să te arunci în ea și o trăiești așa, să-i sori fiecare clipă. Noi mai sorbeam așa mai din când în când, așa că mai mergeam și pe la cenaclu mai des. Nu de multe ori, dar cam des, vorba personajului lui Caragiale. Și Andrei venea de la Timișoara. La Timișoara mergea și el acolo la un fel de echivalent funcțional, cum se zice, al cenaclului de Lună, care era cenaclul Pavel Dan, care aduna pe timișorenii din aceeași generație și cu
același setting mental, ca să zic așa, nu? Obzeciștii timișoreni și post-obzeciștii. De altfel, nouăzecism e un termen pe care l-am folosit pe la mijlocul anilor 80, așa, ca un fel de provocare, ca un fel de dizidență dinăuntru obzecismului, nu? În care provocam la un fel de radicalizare. Evident că nu știam noi cum o să arate anii 90 în realitate atunci, dar era așa ideea că s-ar profila un alt orizont și o altă poetică, dar ducând până la capăt principii care ni se păreau nouă atunci că sunt mai mult evocate decât transpuse în literatura propriu-zisă. Atunci trăiam într-o dictatură. Scriam într-un fel atenție la acea realitate despre care nu se vorbea în general în poezie și în literatură. Exista o falsă realitate. Maestrii noștri ai grupului de la Brașov, pe partea asta de cum percepi realitatea și cum vorbești și cum îți asumi să vorbești despre realitatea aia mizerabilă sub dictatură, au fost grupul de acțiune din Banat, Acțiunsgrupe Banat. Pentru noi, esențială a fost, înainte de orice, antologia lor Vânt potrivit până la tare. Un alt nume pe care trebuie neapărat să-l emitim este lui Viorel Marineasa. Bine, Viorel Marineasa și Daniel Vighie au fost întotdeauna prietenii noștri apropiați. I-am adoptat, ca să zic așa, să ei ne-au adoptat pe noi. Și cred că noi putem considera membrii din oficiu, așa, într-un fel ai grupului de la Brașov, așa cum și ei n-ar putea considera pe noi timișoreni onorifici, ca să zic așa. Și altceva, volumul meu de debut și cred că și al lui Andrei au apărut la editura Marineasa, care nu întâmplător se cheamă Marineasa pentru că e chiar o casă de editură a lui Viorel Marineasa, pe care a reușit să o facă pentru că a primit sprijinul și moștenirea unui unchi, Marineasa și el, deci suntem direct legați pentru eternitate, ca să zic așa, legați și Andrei și eu de Viorel și prin asta, prin faptul că nu volumele noastre au apărut la editura lui cu sprijinul lui generos și neprecupețit și Sandu Mușina și el are unul dintre volumele lui cele mai vibrante și interesante și exploratorii. A apărut tot la editura Marineasa, deci fără îndoială Viorel trebuie citat printre în rețeaua noastră de prieteni intimi. Și aici, last but not least, cum se spune, să-l amintesc și pe Tudor Jebeleanu, graficianul Tudor Jebeleanu, extraordinar și fascinant, surprinzător în toate pe care le-a făcut, Tudor care a însoțit obzecismul mai întâi, nu, în Aer cu diamante, nu, el a făcut coperta și tot conceptul grafic și ilustrațiile în 5 din nou a făcut asta și a ținut să fie alături de noi și să marcheze continuitatea asta în background, aflându-se prietenia lui de o viață totală și așa exemplară, aș spune, cu Sandu Mușina și să marcheze deci o continuitate făcând conceptul grafic și ilustrațiile și volumului nostru colectiv Pauză de respirație. Deci întotdeauna îi vom purta, cred, recunoștință lui Tudor și îl vom considera și pe el un membru de onoare și în același timp din oficiu, ca să zic așa, al grupului de la Brașov. De altfel, tatăl lui, Eugen Jebeleanu, era brașovean, a absolvit liceul Șaguna, ca să zic așa. Deci Tudor avea oricum toate motivele, avea deja niște credențiale, nu putea să aspire deci la onoarea asta absolută de a fi brașovean. Cei tineri au un potențial extraordinar pe care pot să și-l realizeze sau pot să-l ratez. Pentru mine este important ca să fie pe piață cât mai mulți competitori. Mai mult, eu am învățat foarte mult de la tinerii pe care am sprijinit, să zicem, Carlos Dobrescu, Simona Popescu, Marius Oprea, Andrei Botiu. Am vorbit cu Simona și cu
Caius, să scriem ceva, să ne adunăm articole despre scrise deja despre acei ani. Abia am început să explorăm această cale, dar recunosc că la o antologie de poezie a noastră, deși ar fi posibilă, pentru că am putea face o selecție din volumele lui Andrei, deci el n-ar lipsi decât fizic. El, aș vrea să spun că dacă moartea lui Sandu, al lui Alexandru Moșina, m-a copleșit și m-a îndurerat cu asupra de măsură, moartea lui Andrei n-o percep. Ea este atât de nefirească încât eu nu refuz să o realizez ca atare. Nu e plecat pe undeva. El oricum mai tot timpul era pe drumuri, fiind și membru Aracis. Rare ori apucam să ne întâlnim, deși eu eram nașul lui de cununie. Dar nu resimt încă așa în esența ei această moarte. Nu, e plecat așa, nu, dar nu refuz să accept ideea. Sunt două lucruri diferite și în același timp de nedespărțit. Întâlnirea cu Sandu Moșina și întâlnirea dintre noi. Da? Lucruri care s-au contopit în perspectivă, pentru că am reușit să, până la urmă, l-am resimțit pe Sandu Moșina ca unul dintre noi. Deci am evoluat masiv, nu de la senzația asta că ai de-a face cu un maestru, cu un fel de guru, nu, chiar un guru de-a dreptul, nu? Cam așa, aproape tot ce spunea Sandu părea literă de motiv pentru care am și informații total aiurea în tramvai, le-am preluat de la el și le-am folosit făcându-mă de râs în anumite situații. Apropo de ce spuneam înainte, că nicio autoritate și oricât de mult ai respecta-o și iubi-o, nu e complet infailibilă, dar e bine să crezi ce ți se spune și să verifici din mai multe surse. Dar, repet, ăsta e pentru noi un moment absolut fast. Și faptul ăsta providențial, că noi ne-am întâlnit acolo, că toate lucrurile astea s-au întâmplat acolo, că ne arată încă o dată cât de important este Brașovul, că există acolo ceva, o emanație, o chestie de asta, și ne arată încă o dată ce greșeală imensă și ireparabilă au făcut strămoșii noștri în momentul când, după primul război mondial, n-au mutat capitala la Brașov. Cred că și prezența noastră acolo, întâlnirea noastră acolo a fost o formă prin care providența a încercat încă o dată să sugereze națiunii că a făcut o imensă greșeală, că n-a pus capitala cum era firesc în centrul țării, și probabil a încercat să semnaleze încă o dată că ar fi cazul, că poate nici acum nu e prea târziu, da? Să muți lucrurile, să le pui așa cum ar fi firesc și normal să fie. Și chiar dacă nu o să se întâmple lucrul ăsta, dar măcar în plan simbolic, cât de cât să se așează un pic lucrurile și se dă centrului real, autentic, iradierea pe care o merită, de fapt. Grupul de la Brașov are o poveste scurtă atunci în adolescență, când noi improvizam, n-aveam, nu știam exact ce o să facem fiecare în literatura noastră. Semănăm în primele volume, debutul fiecare dintre noi, sunt lucruri pe care le facem împreună sau construim pe aceeași bază. Dar mai târziu fiecare ne-am desprins, iar grupul de la Brașov nu înseamnă înainte de 1990, grupul de la Brașov înseamnă 2024, grupul de la Brașov înseamnă ce a făcut fiecare și suma cărților și literaturii pe care noi am dat-o. Eu cred că acest grup a propus ceva în literatură. A propus o secvență atunci, la început, poezia realului, poezia tranzitivă, poezia limbajului direct, adică o poezie nemincinoasă, o poezie care să vorbească tranșant, pe față, cu mult curaj,
despre acea realitate, o poezie subversivă și așa mai departe, dar noi fiecare am dezvoltat personal pe alte direcții ale noastre. Deci grupul de la Brașov, am scris proză toți, am ajuns profesor universitar, avem teză de doctorat, am produs niște idei ale grupului și apoi niște idei care ne aparțin fiecăruia în parte. Deci grupul de la Brașov mi-ar părea rău să însemne niște adolescenți din anii 80, minunați acei copii, acei tineri, dar înseamnă mult mai mult. Înseamnă mult mai mult, înseamnă tot ce s-a întâmplat până acum în 2024, când noi vorbim despre asta. Și cred că va avea un viitor. Faptul că o vreme a fost în umbră e din vina noastră, pentru că s-a întâmplat ce s-a întâmplat între noi și forțe din afară au fost mai puternice în acei ani decât prietenia noastră. Dar prietenia noastră n-a fost o cupă de sticlă, ca să trimit la Macedonski. A fost o cupă de raze și razele alea nu s-au văzut atunci când soarele adolescenței noastre a fost acoperit de niște nori străini care n-aveau ce căuta în viața noastră, dar norii s-au dus și cupa se vede și poate strălucește pentru privirile atente.